Premierul irachian a fost victima unei tentative de asasinat. O dronă capcană a vizat reședința oficialului din Bagdad. Statele Unite au condamnat un act aparent terorist contra inimii statului irachian. Mustafa al-Kadmi, premierul aflat la putere din mai 2020, este pentru prima dată victima unui asemenea atac. Atentatul are loc într-un moment în care partidele negociază în vederea formării de coaliții parlamentare pe baza rezultatelor preliminare ale alegerilor din 10 octombrie. Alianța Cuceririi, vitrină politică a Hajd al-Chabi, o influentă coaliție de foști parlamentari pro-Iran, denunță o fraudă electorală. Unii partizani ai Hajd îl acuză pe Kadmi de complicitate la această escrocherie. Atacul contra reședinței lui Kadmi, situată în zona verde, nu a fost revendicat imediat. Potrivit unei surse de securitate, două gărzi de corp au fost rănite fără a se cunoaște gravitatea rănilor lor. Pe Twitter, Mustafa al-Kadmi a făcut apel la calm și reținere din partea tuturor pentru binele Irakului. Potrivit biroului său, această tentativă de asasinat ratată a avut loc cu ajutorul unei drone capcană. După atac, forțele de securitate au fost desfășurate număr mare în interiorul zonei verzi și în jur, potrivit unei surse de securitate. Ofensivele contra zonei verzi sunt recurente și au vizat adesea ambasada americană.